La finalul lunii mai, NASA și SpaceX au lansat cu succes misiunea Demo-2, către Stația Spațială Internațională. Acum, capsula Crew Dragon folosită este supusă unor diferite teste pentru a evalua starea acesteia. Testele prin care trece naveta au rolul de a determina dacă va putea fi folosită în siguranță pentru revenirea la sol de la începutul lunii august. Steve Stitch, șeful programului de zboruri comerciale al NASA, explică faptul că Crew Dragon se află într-o stare foarte bună, iar în unele aspecte a reușit chiar să depășească așteptările cercetătorilor din centrul de comandă. Panourile solare cu care este echipată nava spațială operează mult mai bine decât sugerau calculele de la sol, ceea ce ar putea permite extinderea misiunii cu încă 114 zile. Dat fiind faptul că misiunea celor doi astronauți ar trebui să se termine în data de 2 august, asta înseamnă că panourile fac o treabă foarte bună, afirmă Steve Stitch. NASA plănuiește și un test de siguranță, în cadrul căruia 4 membri ai echipajului de pe stația spațială ar trebui să se refugieze la bordul navetei Crew Dragon, simulând o potențială pierdere de presiune datorată unei fisuri. Totodată, mai este programată o ieșire spațială pentru a schimba bateriile stației. Înainte de zborul din 2 august, urmează și o serie de teste care privesc sistemele de aerisire ale modulelor ISS.